pregătit un moment numit Venim din ce suntem. Este un monolog. Când ni s-a trimis lista, nu ni s-a spus de unde sunt monologele respective, dar eu am recunoscut de unde e acel monolog. Dar nu cred că are legătură cu momentul construit de mine oricum. Ni s-a spus să nu aibă legătură. Și îmi place faptul că ni s-a dat libertatea de a lucra pe niște texte cunoscute într-un mod personal. Cred eu, cu adevărat, un nucleu tânăr și efervescent și proaspăt în care putem cu adevărat să ne ivim așa, temători și naivi încă, dar o mare și o adevărată șansă pentru toți. Sunt foarte recunoscătoare că pot astăzi să mă aflu aici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 și 3. Și 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ochi în 4, 3. Și 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu trebuie. 3, 1, 2, 3. Am reușit să-mi depășesc niște frici și să-mi descoper niște laturi foarte interesante pentru mine. Am zis, wow, da, pot mai mult decât teatru simplu sau improvizație sau, da, sau a cânta, așa. Să poate și teatru dans. Mi-e place să dansez oricum foarte mult, așa, la liberă alegere, pe muzică, disco și tot felul de tâmpenii. Și mi se pare esențială tema teatru dans în România, pentru că nu avem spectacole foarte multe de teatru dans. În București sunt, dar în afara țării nu prea sunt. Nu există specialiști care să facă asta, cum se întâmplă în, nu știu, în Israel sau în Germania sau în Anglia sau în Australia. Sunt niște companii foarte mari și frumoase, dar noi nu. Și cred că asta ar fi o cale să ne descoperim latura asta și să înființăm niște companii, spații, teatre, nu știu. Spectacole, e greu. În mers. Adică să nu mergeți căzând pe ele. Și pentru un tânăr actor, Gala Hop înseamnă foarte multe. Înseamnă o rampă de lansare, înseamnă să ai curajul tu ca actor tânăr să te manifesti, să-ți exprimi personalitatea și cred că de aici o să înceapă să vină foarte multe lucruri frumoase pentru fiecare concurent în parte. Shakespeare este un prilej de a te juca cu niște bijuterii de text. E poetic, e filozofic, e psihologic, e literar, e poezie pură, e metaforă, iar dansul este metaforă. Deci, metafora cu metafora nu pot decât să se înțeleagă foarte bine, iar pe scenă avem dorința de a fi foarte concreți. Ori acest concret este foarte bun dacă este alimentat de niște idei, de o abstracție. Deci jocul între concret și abstract în dans este foarte clar. Orice mișcare este abstractă, poți să o interpretezi cum vrei tu. În teatru nu e așa. În teatru, chiar dacă mișcarea este un fel de lucru adăugat jocului, ea trebuie să se integreze acestui joc. Și trebuie să nu fie arandala sau pur și simplu zbânțuială. Foarte mulți înțeleg că a dansa înseamnă a dânsui. Nu asta e problema. Problema este valoarea. Valoarea unui gest, valoarea unei mișcări. Iar aceste lucruri se învață o viață întreagă, nu se învață într-un workshop sau... Dar această Gala Hop este un prilej de a le studia și de a ne studia pe noi înșine, ca și cum ne-am privit printr-o lupă mai mare și ne-am descoperit niște valori de care nu știam. Cu toții, vorbesc și de mine. Nu vin acolo cu știința gata făcută. Știu niște lucruri, le-am descoperit pe pielea mea, altele le-am învățat, dar ceea ce este important, totul este nou și de fiecare dată ai un prilej de a învăța și de a te învăța pe tine însuți.